Să ne uităm la o clădire, admirăm aspectul și forma ei, fără să ne întrebăm cine a construit-o. Astăzi, la cină, vom spune povești de șantier, pentru că invitatul nostru este un om care și-a dăruit viața construcțiilor. Să-l cunoaștem! Bine ați venit! Vă rog să luați loc! inginer Marin Gheorghe Nicolae, meșterul Manole a zidit-o peana pentru ca ceea ce a ridicat el să fie durabil. Dumneavoastră ce ați spus în construcțiile pe care le-ați realizat de-a lungul timpului pentru ca ele să se transmită la zeci de generații? Multă pasiune, pot să spun. La orice construcție începută Făcută și terminată, am pus multă pasiune totdeauna. Este ceva firesc să, să simți ceea ce faci și să vezi că este utilă semenilor tăi. Dumneavoastră ați fost dedicat șantierului. Ați bătut țara în lung și în lat, ba chiar și Europa. Dacă ar fi să o luați astăzi de la capăt, ați alege tot același drum? Același lucru aș face. Șantierul. Chiar când eram în anul 6, înainte de absolvire, am avut o emoție mare. Mi-a apărut în călcâi, la un picior, un pinten în calcanin. Și doctorul care l-aveam la politica studențească mi-a spus, măi Nicolae, să știi că tu n-ai să poți lucra mult pe șantier, trebuie să stai într-un birou. Și culmea că am făcut mm. un tratament, care mi-a ridicat cu totul acel pinten. Și eu și așa nu am stat în birou, nu mi-am amintesc că eu am stat în baracă, în birou, ci permanent am stat afară. Am nu v-a plăcut biroul? Niciodată. Niciodată. Chiar că mi era și nu știu cum că trebuia să studiez puțin partea scriptică, partea desenată a proiectelor. În plus, ați fost mulți ani director de șantiere, de trusturi, de construcții. Da, mi-a plăcut să stau între oameni și să lucrez pe teren, de dimineață până seara. Deși se spune că erați foarte exigent, erați chiar dur în ceea ce privește calitatea și ritmul construcțiilor. Cred că exagerau oarecum colaboratorii și subalternii mei sau chiar și șefii. Mă considera exagerat, cred. Nu. Să speriau ei mai mult. Poate multă lume se întreabă de ce Marin, Gheorghe Nicolae, de ce v-ați adăugat uh, inițiala tatălui? Păi nu este foarte simplu, ca la școală. La școală mă chima Nicolae, G-Marin, și ca sindicalist mă cheamă Marin, G-Nicolae. Și m-am pus inițiala tatălui. Este e la mai sonor, așa, numele? Parcă da. Dar mi se pare normal orice om are un tată. Al este acesta, G. De H. Aveți și acum respect pentru părinții dumneavoastră? Da. Pentru că m-a influențat tatăl meu, care era țăran, lucra în agricultură, dar avea cinci clase elementare. Și în clasa 5, -a, după programa aceea analitică din acea vreme, făcuse algebră. Și mi-a și spus când eram în clasa 5: -a, Vezi, dacă, cum, dacă tu vrei să devii inginer, să știi că trebuie să înveți algebră neapărat. Unde se întâmplau toate acestea? De unde proveniți? După nume, nu prea sunteți din Moldova. Nu, eu sunt Muntean Curat, la marginea Bucureștiului, zona Bolintinului dacă aveți imaginea Bucureștiului, cam în partea de sud-vest a Bucureștiului, de la Măgurele, 5 km mai spre vest. Acolo a fost familia dumneavoastră din totdeauna? Cu bunicii și străbunicii mei și chiar și ai lui tatăl meu. Eu am, am avut o bunică care știu când s-a născut și uh, am fost de multe ori la mormântul ei. Era născută cu trei ani înainte să nască Eminescu, în 1847. Și acolo, în sat, ați deslușit primele elemente de matematică. A, asta. Cele care aveau să vă ajute mai târziu. Mi-a plăcut de mic matematica, nici nu prea știam alte obiecte prea grozav, dar matematica era de bază. În comuna dumneavoastră mai erau copii dorni să învețe? Da, da, da. Erau copii buni, copii harnici, erau copii muncitori, să sculau de dimineață. Asta era regula de la părinților, de la străbunilor. Și cu ce, cu ce se ocupau părinții dumneavoastră? Cultura principală era cultura usturoiului. Vreau să vă spun că era o moșie, am de 5 km pe 5 km, deci 25 de km pătrați, care era cultivată numai cu usturoi. Nu era aproape niciun copac sau o altă plantă. Așa era în vremea aceea. Acum lucrurile s-au mai Anii 45-50. 45-50... 55, 60. Se mai păstrează astăzi nu prea. această tradiție? Nu, nu prea. Numai, cum să spun, cei care sunt de vârsta mea, mai respect această regulă cu strictețe, chiar dacă sunt în vârstă, se ocupă cu această cultură din dragoste. Pentru că așa s-au trezit și așa lucrează. Așadar, să rămâne acasă, să cultivați usturoi, dar dumneavoastră a vrut mai mult și la îndemnul tatălui să învățați carte. Ați făcut liceul în București și apoi facultatea la Iași. De deci ce ați ales Iașiul și nu Bucureștiul? Erați în marginea capitalei. Nu știu, așa au fost împrejurările și am venit la Iași. Și am intrat la facultatea de construcții din Iași. De ce construcții și nu mecanică sau nu. electrotehnică? Vreau să vă spun Ce vă atragea la construcții? Eu dacă nu știam matematică, nu mă puteam face nimic. Cred că rămâneam necalificat. Nu mi-a plăcut decât construcțiile de mic copil. Și nu mi-a plăcut nici mecanica, nici electro. Nici chimie industrială, niciuna. Poate agronomia și construcții hidro m-ar fi pasionat. Dar construcții m-au pasionat de copil, de când aveam 10-11 ani. Erau anii de după război, când se formau specialiști pentru. Da, erau anii după război, tatăl meu. Dezvoltarea -a, țării. Tatăl meu se întorsese din război și s-a apucat să. Întărească gospodăria Să construiască o casă Fânar Pătul Și am avut Prilejul să văd când, când eram copil de 10 ani De 11 ani Cum lucrau meșterii la pătul la noi Și mi-a plăcut foarte mult Nu l-a durut Că ați plecat așa departe de casă? Nu Nu, nu că Învățam la școală și directorul de atunci s-a rugat de tatăl meu și de mamă să mă lase să merg la școală. Și a cedat, m-a lăsat. Eu am mai avut încă un frate mai mic ca mine și pe ăla nu l-a dat mai departe la școală. El a rămas cu părinții acolo. Iar dumneavoastră ați plecat și v-ați întors destul de rar acasă. Așa este. Pentru că ați umblat mai mult pe șantiere. Da. pe șantiere am umblat de când am terminat în prima zi, când am absolvit, 17 ianuarie 1964, m-am prezentat la postul care mi-a fost repartizat la construcții industriale la întreprinderea șantier construcții montaj onești. Era una din cele trei zone industriale ale țării în vremea aceea galați, porțile de fier și onești. Și eu m-am prezentat la post la onești, 17 ianuarie 1964. Ce dorea să faceți? Care era visul dumneavoastră? Mi-a plăcut să lucrez pe șantier și am fost foarte mult atras de lucrările de beton. Și m-am legat foarte mult de la început, în prima zi, unde am găsit și un colectiv de oameni harnici, pricepuți, binevoitori și care uh, aveau o mulțumire când învăța pe unul care e mai tânăr ca ei. Și m-am legat foarte mult de lucrările de construcții industriale, în special structurile de beton. Ați vrut mereu să fiți primul. Am citit uh, în mai multe interviuri pe care le-ați dat, în caracterizări din anii 80 Că vă doreați să, să fiți mereu în frunte, că erați perseverent, ambițios. Pot să spun că am a fost un, un crez al vieții dumneavoastră să să fiți performant. Am fost, să zic așa, <coughs> foarte norocos. Mai norocos ca oricare coleg al meu, aproape aș putea să spun. Uh, și am nimerit la niște lucrări care m-au pasionat. De exemplu, când am fost ca stagiar, la Combinatul Chimic de Borzești, am uh, executat lucrări de canalizări foarte dificile, în Mlaștina. Și m-au pasionat foarte mult. Vă descurcați? Erați sigur pe dumneavoastră? Uh, mă descurcam destul de bine. Uh, cum să spun? Eram ambițios. Deși nu, nu știam așa de mult, uh. că eram stagiar. Dar oricum am perseverat și încet, încet am... Uh, Căpătat de prinderea aceasta de a lucra. Mi-a făcut foarte mult. La Borzești ați făcut și, și. La Borzești am făcut construcții industriale. Construcții industriale și. și construcții industriale în armat. Am făcut și civile, am lucrat la... în zona hotelului, unde am executat vreo șase blocuri de locuințe cu 11 nivele, pe care le-am făcut într-un an de zile, structura de rezistență glisată. Am început în decembrie și am, am terminat anul viitor în decembrie. Pentru că vom mai ajunge la acest termen glisare, să explicăm telespectatorilor, pe scurt și pe înțelesul domnilor lor, ce înseamnă această glisare, cum se construiește o clădire prin glisare. Glisarea este o tehnologie specială, dar foarte pretențioasă și impune măsuri foarte riguroase. Dacă nu ai o organizare cum trebuie, nu o poți duce la sfârșit. Și am avut cazuri din astea în viața mea. Concret, ce se întâmplă? Grisarea este o operație foarte simplă. Se face un cofraș, în un 1,25 m, care se montează în poziție verticală cu ușoară înclinare. Se așează pe fundație. Sunt niște juguri metalice care... Prin care trec niște verine, niște uh, țefi metalici sau, uh, uh, cum să spun, uh, țeavă de oțel beton. Da? Și aceste verine sunt acționate hidraulic și ridic acest cofraj câte 5 cm la fiecare ridicare. După ce ai turnat și ai umplut cofrajul cu beton. În decurs de să zic 24 de ore, să ridic acest cofraj cu circa 2 metri. Și construcția la final este monolită, Construc. nu are nicio întrerupere. Este monolită, dar trebuie cu grijă, pentru că dacă nu tor betonul permanent la același nivel și ridici permanent, se poate întâmpla, am avut un caz în acesta, chiar pe litoral, și de aceea eu am fost dus în mod special în 1969 pe litoral unde am executat o construcție de acest fel nefăcută în lume, adică prin procedeul glisării. Glisarea este un procedeu suedez, dar foarte pretențios. Deci, în România, până la Onești, când ați făcut mea, primele glisare, ați mai înțeles? S-a executat pentru prima dată în 1960 în România la Constanța, s-a făcut un bloc de locuință pe procedul acesta în Suedes. După aceea s-a făcut la Onești în 1962, înainte să mă duce ca inger stagiar, l-a făcut doi ingeri, unul absolvent de la București și unul absolvent de la Timișoara, în 1962. Și după aceea procedeul s S-a dezvoltat s -a extins. și la construcțiile... S-a extins. Și eu am avut norocul că am grisat foarte mult în viața mea. Și de la Onești v-ați întors la Iași, în orașul studenției? De la Onești am venit la Iași, la combinatul de fibre sintetice din Iași, unde am lucrat trei ani de zile. Printre lucrurile făcute este primul obiectiv care l-am executat, obiectivul filarea, care acum îl vedeți că este părăsit. Așa? Se dezvolta atunci platforma combinatului. Atunci a început. Eu am fost primul inginer venit de la Onești, după trei ani de zile, după stagiu, care am lucrat la Combinatul de Fibre Sintetice din Iași, unde directorul era domnul, domnul chimist... Ion Staicu. Ion Staicu. Era primul director venit acolo. Cum a fost contactul acesta cu șantierul? Iată, ați fost la Borzești, acolo v-ați început cariera, apoi la Combinatul de Fibre Sintetice din Iași. Cum să spun... Eram obișnuit acum cu lucrările, în special cu lucrările de canalizare, lucrările de beton și de -aia am făcut și primul obiectiv, filarea aceasta. Eram obișnuit, aveam deja patru ani, să zic. Iar de-aici am fost solicitat să merg în Mangalia Nord, unde am executat aceste glisări două, două hoteluri, cred că le știți. Cum nu. ați ajuns acolo? Deci, prima încercare de glisare a fost de un colectiv de specialiști ai Ministerului Industriei Construcțiilor. Și acest hotel nu l-au reușit, s-a blocat cofrajul de glisat la etajul 3 sau 4. Hotelul avea, inițial hotelul, mai multe, prin hotel, proiectare, mai multe etaje. Hotelul era cu 13 nivele. Era acest model făcut în America de Sud și în Italia, de 28 de etaje o Iar, structură tubulară. O, o, în plan era structură eliptică, așa fel încât din toate balcoanele hotelului să vedea marea. Și era o structură foarte greu de glisat, pentru că a, suprafața de frecare între cofraj și beton era maximă. Și de aceea s-a întâmplat și acel necas. S-a blocat cofrajul, la etajul 4 nu s-a mai putut executa, s-a demontat cofrajul și a mai executat un etaj sau doi cu zidărie de cărămidă și așa a rămas. Există hotelul acum? Este, se cheamă, Pajura și a rămas așa, cu patru etaje. Iar eu am fost luat de la CFS, Iași, și dus acolo ca să execut cele două hoteluri, că mai erau două de făcut. Cine va lua? Cine știa că sunteți meșter sau specialist în, în asemenea deci, lucruri? Problema s-a pus pe plan național pentru că posturile de radio străine au vorbit urât despre noi, că nu suntem în stare să facem aceste lucrări. Și atunci, noul ministru al construcțiilor industriale, domnul uh, Matei Ghigiu, fiind în elicopter cu Ceaușescu în timpul inundațiilor din 69, i-a spus președintului țării că vrea el să facă aceste hoteluri cu un colectiv nou. Mai trebuiau construite două hoteluri. Mai trebuiau două cu 13 etaje. Și atunci m-a solicitat pe mine. Bineînțeles că intervenția a venit din partea lui Patilinesc, care era secretar al Comitetului Central. Vasile Patilinesc? Vasile Patilinesc era secretar al Comitetului Central și a spus că nu mai dă voie să se facă pentru că ne-am făcut de râs. Și Matei Ghigiu, ministru, a insistat la președintele țării și a fost de acord. Ocazie cu care a discutat cu președintele țării și modalitatea de a aduce specialiști români, ingineri și muncitori în Germania puseană pentru a învăța tehnologia de execuție. Dar ministrul de unde vă cunoștea pe dumneavoastră? Ministrul mă cunoștea din cei patru ani care am lucrat la Borzești și la Iași. Lucrasem și el mă cunoștea. Și ați ajuns pe litoral când se da. construiau hotelurile spun. de pe da. din cele câteva stațiuni. Da, Cocorul și Vulturul l-am făcut, primul l-am făcut în 18 zile, glisat numai structura, 13 nivele, iar cel de-al doilea l-am făcut în 14 zile, tot așa, structura glisată a hotelului, după care urmă, circa un an de zile a durat finisajul ca să facă hotel. După care, am fost luat și dus la noua stațiune Olimp, la care am lucrat doi ani de zile și s-au executat cu acel prines șapte hoteluri înalte cu 14 etaje, făcute clasic astea, în schimb, dar cu utilaje, de asemenea, nefolosite pe plan mondial în construcții. Utilaje străine, de unde erau aduse? Ce fel de utilaje? Așa. Macarale? Uh, erau așa, macarale, uh, macarale turn ZB-80, care erau poloneze, macarale turn de 75-80 de metri, uh, marca rișie, franceze, apoi stații de betoane Elba germane uh, și alte utilaje. S-a folosit și o instalație de petrol românească, care fora piloni din beton armat cu diametru de 126 de cm, 1,26 26 adânci de 20 de metri. Vă să zic că la Olimp sunteți ca la dumneavoastră acasă. Ați construit atâtea hoteluri. Și restaurante încât uh, vă puteți uh, considera unul din ctitorii uh, acestei stațiuni. Deci cele șapte hoteluri Moldova, Banat, Transilvania, uh, Muntenia, Oltenia sunt făcute în doi ani de zile finisate. Cum se lucra? Care era regimul uh, activității? Uh, era, uh, era foarte, foarte greu în sensul că să începea treaba luni dimineața la ora 7.00, și să termina duminică la ora 12. Asta era programul de lucru. Se lucra zi și noapte. Se lucra și noaptea? Și noaptea, permanent. permanent. Deci începând de luni dimineața de la 7 până duminică la ora 12. Asta era programul de lucru. Altfel fi nu se poate explica cum s-a putut face o stațiune Olimp cu șapte hoteluri înalte în doi ani de zile și cu alte anexe, multe lucrări mai mici s-au făcut acolo. Erau condiții pentru muncitori, pentru tehnicieni, pentru ingineri? Nu, nu lipsea absolut nimic în acea. Unde locuiați? Uh, locuiam la unul din hotelurile din litoral de acolo. Condiții de masă, de cazare perfecte și uh, cum, cum să spun, uh, ca materiale, ca utilaje, uh, nu, nu lipsea absolut nimic. Vreau să vă spun că în acea vreme, România a blocat comerțul exterior cu materiale de construcție pentru Asia și Africa. Pentru a dota aceste șantiere cu tot ce vreau. pe litoral, erau în vremea aceea 15.000 de lucrători, ca să știți. Aduși din întreaga țară. Din întreaga țară, da. da. Eu eram venit de la Ministerul Construcției Industriale, adică de la CFS. Și în ce poziție aveați în managementul, în administrarea... Șantierul deci eu, eu, eu am fost uh, inginer șef de șantier, nu șef de șantier, al doilea. Uh, cu greu m-a acceptat patilinet să mă primească, uh, din considerente că sunt prea tânăr și că nu am experiență în materie de utilaje. Apropo, așa câți ani aveați atunci? 30... 3, 32, 3, cam așa. 3... Și aveți curajul să, să conduceți da. echipe de, de da. muncitori, de tehnicieni. Deci eu am fost tehnicieni. inginer șef, da era foarte greu pentru că aveam muncitori, 1500 de muncitori aveam la șantierul meu. Care era relația cu ei? Cum vă înțelegeați? Cum îi determinați să lucreze în ritmul acesta foarte, foarte mare? Se lucra și 12 ore să lucra. Deci v-am spus, programul era la șapte luni dimineață. Dar oamenii cum reacționau? Aveau, aveau o condiție de muncă foarte bune, fără greșeală. Și mâncare bună și cazare foarte bună, păritoral. Cum vorbeați cu ei? Sau nu prea vorbeați mai mult, le spuneați ce trebuie să facă? Nici nu aveam timp să stăm așa mult de vorbă, că totul era în, în fugă, în forță. Adică să lucra, nu-ți nu imaginai ce repede creșteau blocurile. Un muncitor câștiga bine? Da, câștiga bine. Erau salariile foarte mari, de pildă ce să vă spun la ce salariu aveam, că nu credeți. Aveam 11.000 de lei pe lună. Pe lună 11.000, când salariul de inginer șef de șantier era 2850. Și eu aveam 11.000. Dar era și regimul de lucru, păi special. Era regim de lucru 12 ore, spor de șantier, spor de. Și răspunderea, pentru că Ceaușescu urmărea îndeaproape, am da. înțeles, lucrările la stațiunile și de pe Erau și niște proiectanți de elită că hotelurile Cocoru și Vultur au fost făcute de un mare arhitect de origine turcă, de etnie turcă, îl chema John Jomer. Iar cel care a transformat structura de rezistență a hotelului tip Pajan din poziție clasică în poziție de glisare a fost un mare inginer, Sinko Mihai, care a proiectat cam tot ce este în zona industrială din Iași timp de vreo 15 ani. Nu să v-ați remarcat acolo și ministrul, ați devenit favoritul ministrului, am înțeles. Da. Și ce ați sfâr... făcut mai departe? La sfârșit, când în 2 ani de zile s-a terminat cu aceste hoteluri, cu această zonă mare, hotelier litoral, ministrul m-a întrebat de unde sunt. Și că sunt de la țară. Și zice, măi, nai, am să te trimet unde neam de neamul tău n-a fost niciodată. Unde să mă trimit la ministru? Băi, în Germania, în Germania, dar eu te trimit în Berlinul de Vest, ca să știi. Te duci acolo, te pregătești într-o săptămână, să faci vizite medicale tot. Nu eram membru de partid. Și lucram la Comitetul Central al Partidului Comunist român. Eu am fost salariat acolo la Comitetul Central. Trustul de construcții, uh, șantierul de de era sub directă? Șantierul shanti era comitetului subordonat central. Comitetului Central. Era subordonat Comitetului Central. Și eu eram inginer șef de șantier, fără să fiu membru de partid. Și atunci cum ați ajuns în Berlinul de vest? Păi, abia mai târziu ministrul și-a dat seama că mergând în Berlinul de Vest, după ce am lucrat acolo, m-am întors la Bacău și m-a numit șef de șantier la Letea Bacău. Și n-a vrut să mă primească partidul de la Bacău. Conducerea județului, de partid. conducerea județului și a municipiului. Numai... Și îmi dă ministrul telefon. Nu va accepta să ocupați funcția aceasta pentru că nu, da, membru nu membru de partid. Păi, nu -aveam, -aveam voie nu puteai să fii șef de șantier, că era socotit șef de unitate, nu puteai fi fără să fii membru de partid. Și v-a zis că ați fost în Berlinul de vest fără să fi fost membru da. de partid. Și mă sună la telefon ministrul Ghiziu și mai, n-ai, dar tu nu ești membru de partid, nu. Păi cum, ce ai căutat în Berlin? Păi mă strimez dumneavoastră, domnule ministru. Și la Berlin cum a fost? La Berlin nu te întreba nimeni dacă ești membru de partid. Dar cum ați... <laughs> am lucrat, la Berlin, am lucrat foarte Ce ați făcut? Mult. În Berlin am lucrat în sectorul Statelor Unite, din Berlinul de vest, am făcut vile, garaje, apoi în sectorul britanic am lucrat, am făcut două blocuri de locuință cu 14 etaje în sectorul britanic și în sfârșit în sectorul francez, care era partea de nord a Berlinului Apusian, am lucrat la managerul acesta de medicamente, sharing al Gemeinschaften. Erau muncitori români sau conduceați nu, nu, echipe nu, nu. străine? Noastră, muncitori români. Noi am fost 25 de, de lucrători în Berlinul Apusian. A România o relație cu da. Berlinul de vest deci, pentru a realiza Ministrul de atunci al Germaniei Apuseni era doctorul Fogel, care era ministrul construcțiilor, urbanizării, sistematizării și era prieten cu Gigiu, De aceea a cerut în elicopterul care vizita Dobrogea când era în inundații, ministrul Ghigiu a cerut voie președintelui Ceaușescu să meargă în Berlin dar pe cine cunoști tu? Eu sunt prieten cu ministrul construcțiilor din Germania, a spus el. Și atunci, fă legătura cu ei și să duci muncitori și ingineri în Germania. A și Ați fost apreciați acolo? Foarte mult, foarte mult. Muncitori, pricepuți, serioși, Ați învățat ceva mai mult acolo? Da, da. V-ați perfecționat? Te tehnologie, da. Tehnologie, da. Erau utilaje performante, Fără pereche. Și nu lipsea absolut nimic. Nu Nu ați avut în gând să rămâneți acolo? Nu. Niciodată. Nu v-a tentat? Nu, niciodată. Nu. Era Berlinul de Vest, era nu. libertatea. Da, acolo nu se intra, dar nu. N-ar rămas nimeni în Berlinul apusel. Și ați revenit în uh, România pentru construcția fabricii de hârtie Letea din Bacău. Da, unde până la urmă m-a făcut membru de partid și m-a primit șef de șantier la Bacău la Letea. Și am executat fabrica de hârtie de ziar de la Letea, care era investiție uh, americană-canadiană. Directorul general al Berdului, Banca de Reconstrucție și Dezvoltare, era fostul ministru de război al Statelor Unite, domnul Robert Pengnamara. Și reprezentantul Americii care a venit să vadă stadiul investiției a povestit cum s-a dat, această, cum s -a dat uh, banii pentru această investiție. Președintele personal al Statelor Unite, la chemat pe Robert și-a spus analizează posibilitatea de a da un credit lui Ceaușescu pentru a face o fabrică de hârtie de ziar pentru export, care are de 80.000 de tone pe an. Cea mai bună din Europa. Mai bună ca cea din Italia și Suedia. Erau două care erau celebre. Și așa a primit România bani de investiție din America. Cu condiția ca să luăm utilajele din Statele Unite și din Canada. Și cât a durat construcția fabricii? Trei ani. Trei ani de zile și s-a făcut o lucrare frumoasă. Dar cea mai mare dragostea dumneavoastră rămâne tașca. Așa ca gradă dificultate, într-adevăr, este fără pereche, pentru că este cea mai mare fabrică de ciment din lume. 3.000 de tone de ciment pe 24 de ore și sunt două linii. Deci face 6.000 de tone de ciment pe 24 de ore. Vreau să vă spun că trustul din Iași, care era cel mai mare din România, din sistemul Consiliilor Populare, consuma 120.000 de, de tone de ciment pe an. Fabrica de la Tașca, în 16 zile, făcea această cantitate de ciment. Era un... Cantitate impresionantă. Impresionantă, dar și investiția a costat 2 miliarde de lei în vremea aceea, în 79 când s-a pus în funcțiune și s-a făcut numai cu material românesc, numai un procent de 0,8. Materiale de construcție. Materiale de construcție, toate numai indigene, românești, iar ca utilaje, nu s-a achiziționat decât 0,81% din acea valoare de 2 miliarde de lei. Camera de automatizare de fabricat cimentul, utilaje elvețiene, firma. Elvețiană, Brown Boveri. 0,81%. Restul toate indigene. Domnule inginer Marin Gheorghe Nicolae, vă considerați la vremea aceea, eu vă întreb cum gândeați la vremea aceea, un privilegiat al soartei sau un om care trebuia de acum să rezolve problemele dificile, tehnologiile moderne să le fie implementate în diverse lucrări? No, mie dat fiind activitatea mea vastă, mi-a venit foarte ușor ca să mă adaptez situațiilor grele de șantier în care am lucrat. Am lucrat și Lete a fost o lucrare grea și Tașca și Litoralul și așa mai departe. Dar m-am lipit foarte mult de treaba aceasta pentru că mi-a plăcut de la început să lucrez. M-a pasionat foarte mult. Deci n-au fost probleme, să zic așa de pe simțite să lucra cu, cu plăcere, cu pasiune. Nu era o corvoadă? Nu. nu. Deci răspunderea era mare. Răspunderea era foarte mare, dar nu, la Tașca fiind o lucrare care deci s-au folosit 22.000 de, de tone de armătură, 525.000 de, de metri pătrați de cofraje, Așa. Și o mie de piloți Benoto, bătuți o mie de piloți Benoto de 20 de metri. Piloți din beton... Piloți din beton armat. sau armat? Nu, nu. Beton armat, obișnui clasic, bătuți la 20 de metri adâncime. Pentru că acolo a trebuit, când am făcut fabrica Tașca, a trebuit să devies râul să-l duc o jumătate de kilometru spre munte, să rămână terenul liber și rămânând 33 de hectare, al a pus suprafața necesară pentru întreaga fabrică. Înainte de a începe lucrările acolo, ați studiat proiectul, ați avut uh, timp să, să Am vedeți avut... ceea ce se dorește? România ce își avea... propun proiectanții? Rom România avea o tradiție în proiectare și, în special, în industria cimentului, pentru că noi avem ciment de marcă britanică. Noi avem ciment Portland. Este poartă denumirea orașului în care a fost inventat reinventat în epoca modernă cimentul. Deci noi avem ciment de stat britanic. Deci materiale foarte bune avem. Iar în probleme de balastiere, care este material brut, balastul, agregatele sortate, avem cele mai bune balastiere din Europa. Nu există mai bune care noastre. Avem balastiere care sunt pure, adică nu mai trebuie spălate sunt perfect curate, n-au părți străine. Așa era și la Tașca în anii aceia? Da, pentru că aveam material, agregatele de la Tașca le-am luat din Bicaz, mai la nord de sediul Tașca, la 4-5 km mai la nord spre Bicas. Dar la Bicaz nu era deja o fabrică de ciment? La Bicaz era o fabrică de ciment formată din șapte linii, dar șapte linii astea nu făceau cât o jumătate de linia care am făcut-o eu și care au fost e, desfințate. Și de ce s-a dorit să se construiască pentru că acolo? Pentru la Tașca s-a dorit asta pentru, pentru industrializarea zonei Moldovei, pentru că inițial această fabrică Tașca avea locul să o facă în localitatea Lunca, în regiunea autonomă maghiară, dar s-a renunțat la treaba aceasta pentru că într o zonă apropiată, în localitatea Hoghis, s-a făcut o fabrică de ciment, tot aceeași capacitate. Deci capacitatea asta, care e cea mai mare din lume, este un modul. Și România a făcut și Irakului trei asemenea fabrici de ciment, la fel ca asta noastră. Pentru noastră a fost fabrica de ciment de la Tașca o provocare și din punct de vedere tehnologic? Ați implementat acolo lucruri noi? Da. Vreau să vă spun că în materie de tehnologie, o primă chestiune se referă la faptul că nu avem niciun metru pătrat de suprafață construită la tașca ca să fie tencuită. Întrucât o fabrică de ciment este acționată dinamic. Deci nu poate să țină pe ea corpuri străine. Și tencuiala este un corp străin pe o structură de beton armat. Și nu avem tencuit niciun metru pătrat. Totul este beton aparent. Apoi uh... Cofrajele, eu am adus modele și din Germania. Am adus chiar din Germania, am adus cofraje care le-am botezat tip T, adică cofraje din deșeuri de scândură, dar scândură care rezulta, deșeuri de scândură care rezulta din de debitarea cherestelei pentru export, deci era de mare calitate. Acolo am făcut și o construcție, prima în țară, făcută de sus în jos, ceea ce nu prea vine lumii să creadă. Cum așa? E foarte simplu, nu este așa de grea. Și a fost și verificată la cutremur, destul de bine. Am glisat stâlpi în număr de 28 până la cota 44 de metri. I-am terminat de glisat în ziua de 4 martie, când a fost ziua cu cutremurului. Betonul nu avea marcă prescrisă, că nu avea vechime de 28 de zile. Și Ați avut emoții? emoții am avut, da. Am fost noapte acolo și am verificat cu lanterne, cu becuri, cu nu știu ce. Și treaba am reverificat-o mâine. Și ce, se întâmplă? Ca să termin cu asta, cu, cum, cum, am, cum am făcut planșele, că erau planșele grele, făcută de sus în jos, ceea ce nu vine să creadă. Deci stâlpi glisați, ca niște lumânări de 44 de metri în înălțime. Platelajul, am făcut un platelaj jos, adică la, la cota 0, hala are deschidere de 10 metri plus 20 de metri plus 10. Am turnat pardoseala perfect și am format un platelaj cu grinzile metalice înalte de 1,60 m la sol, pe această pardoseală. Le-am fixat și aceste, acest platelaș l-am ridicat sus cu verine est-germane cu niște tije filetate fi de 70 de mm și le-am fixat la penultimul, penultimul planșeu. Deci la cota 30 și 44 la cota circa 40. L-am fixat acolo cu uh, profile metalice I de 400 și l-am fixat în poziția aceasta. Și în poziția aceasta am, uh, am făcut cofrajul, armarea și betonarea. Și l-am betonat. A doua zi, după acest planșeu deja turnat de ieri, proaspăt, am făcut eșafodajul cu eșafodaj, 75 cu schelă, și am pentru următorul planșeu, ultimul de sus. Când betonul turdat în platelajul ăsta a căpătat marca după 28 de zile, am, dat, am slăbit verinele, le-am coborât jos, cu două planșei mai jos. Iar l-am fixat acolo, iarăși. Deci era o mișcare sus-jos da. De ce a fost nevoie să aveți această soluție? Pentru că soluție? proiectul a fost întârziat Și pentru a-l duce la zi cu noile modificări așa, S-a pierdut foarte mult timp Și atunci trebuia recuperat Și venea și utilajele și asta Și a trebuit să recuperăm cam 40% din timp Și atunci am micșorat termenul de execuție cu 40% iar ca manoperă, total 25% s-a făcut economie. Deci lucrând de, de, sus în jos, asta modern, și de, de jos în sus, clasic. Adică face șapodaș, tort și așa mai departe. Așadar, 4 martie 1977 vă găsea la Tașca. Această construcție a rezistat, dar altele în capitală nu s-au prăbușit. Da. Cum, este, cum, a fost hotelul ăsta, după Maieru. Hotelul după Maieru. Da, s-a prăbușit. Mi-a dat telefon domnul ministru Ghigiu și mi-a spus, măi, Nae, ia, urcă-te seară în tren și vină și la București mâine de dimineață pentru că noi suntem în Comisia Guvernamentală pentru verificat asta clădirile distruse în capitală. Și vin la Mecein ca să mergi și tot cu noi acolo. Pentru că vine Richter. Am luat trenul, m-am dus la București, la Ministerul Construcției Industriale și dimineață ministrii noștri care erau în delegația asta guvernamentală la București, la Scala, la blocul Scala, să făceau o vizită pe data de 6 martie. Deci eu am plecat pe 5 martie și pe 6 martie a venit în vizită din Statele Unite Celebru seismolog Charles Richter. Cel care a și. Cu scara. Denumit scara intensităților cu tremurilor da. cu numele său. Da. Richter a venit, deci, pe data de 6, unde l-a primit Ceaușescu și unde au fost uh, cei mai mari profesori ai noștri de construcții. Și ce s-a discutat? S-a discutat la fața locului și unele observații de ce s-a întâmplat treaba cu, cu tremurul și s-a sugerat ideea că nu este bine să se umble la structură în general. Locul scala era molos jos. Și Richter a fost prezent acolo cu academicianul Beleș al nostru, cu Prager care era în vârstă de 89 de ani. Richter avea șapte. Emil Prager. Emil Prager avea 89 de ani Richter avea șapte 7 de ani. Și aceasta era una dintre concluziile importante, că structura de rezistență trebuie neatinsă în Neat decursul exploatării ne construcției. Neatinsă și uh, când ai proiectat-o așa o faci. Nu trebuie să umbli la ea. S-a zis că s-au făcut ședință, s a suprima niște stâlpi și așa mai departe. Cu acel prilej Charles Richter a adus un cadou Bucureștiului o caroteză cu care să luau probe de beton armat din diafragme și stâlpi pentru încercări nedistructive pentru a determina marca. Și cum de ați ajuns la Iași totuși și v-ați stabilit aici? Păi pentru că aici era susia de Iași aveam socri aici. În 1979. Uh, în 79 am venit, uh, am venit de la Tașca ultima dată. Cum ați ajuns? Ce v-a atras aici? Păi, deci aveam aici familia și m-a adus domnul Petru Enaiche la trustul de la Iași. Petru Enaiche era primul secretar al Comitetului care, Județean de Partid de Iași. Da, da, care fusese la Tașca, la Piatra Neamț, era prim secretar la Piatra Neamț și eu am lucrat acolo patru ani când a fost el. Și acum venim a venit, m-a solicitat și am venit la Iași. Ai vă cunoșteați cu dânsul păi, am lucrat cu el la, la Tașca. Și ce v-a propus? V A spus că să vin la Iași pentru că are nevoie de mine aici. Și am venit la Iași. Și Iașul era în plină dezvoltare, se construia da. foarte mult. Da, construia pentru că în Iași am lucrat deci la Trustul din Iași, 9 Trust. ani, 9... Trustul de construcții trustul locale. Trustul întreprindere generală construcții montajești. Și mai eram paralecte chimdu. Deci în 9 ani de zile, am lucrat în Iași, unde, vedeți și ce s-a făcut, uh, 42.000 de apartamente. Iașiul a avut până atunci 43.000. Deci Iașiul, în afară de lucrările astea mărunte, vile și nu știu ce, care s-au avut după Revoluție, avea 43.000 de apartamente și am mai făcut eu în perioada aceasta, încă 42.000 și alte obiective, din mm. 80 până în 89, s-a construit uh, cât s-a construit în 30 de ani înainte. În 30 de ani. Asta, asta este. Plus alte obiective social-culturale, agrozootehnice, dar știți cum? Păi s-a turnat 2.000 de metri cub de beton pe 24 de ore. Adică este o cifră. Era permanent pe șantier. Și se făcea un apartament pe oră. 25 de apartamente pe 24 de ore. Asta vi se impunea, dumneavoastră, ca director general al trustului deci, de construcții? Era în, planul, era, în planul de stat. Era în planul de stat. Acum să vă spun, în activitatea asta de construcții, sunt patru chestiuni importante care trebuie să le pună un inger constructor în viața lui. Prima, să realizeze niște lucrări de rezistență mecanică și stabilitate statică la cutremur cum trebuie. Asta este prima, unul roman. Doi roman. Să execute niște lucrări cu rezistență termică suficientă. Adică, izolația termică să fie corespunzătoare. ceea ce la noi nu s-a făcut. Deci numai prima este rezolvită. A treia chestiune este vorba de arhitectura, arhitectura exterioară a construcțiilor, să fie cea adecvată, cea frumoasă, cea. Și asta a fost făcută incomplet. Și, în sfârșit, a treia, de asemenea, necorespunzătoare, împărțirea interioară a apartamentelor, care nu s-a făcut în mod adecvat. Deci, din cele patru probleme ale vieții unui constructor, la iași care s-a făcut cum trebuie ar fi rezistența și stabilitatea construcțiilor. Noi am lucrat cu două materiale, ar să zic chiar trei materiale excepționale. Unele sunt agregatele de râu românești. Sunt de neegalat în Europa. Oțelul beton se fabrică foarte bine, forțile metalurgice și în sfârșit calitatea cimentului românesc este britanică. Se cheamă Portland. Da, dar ați mai spus câteva elemente De pe ce? care nu le-ați atins la nivel maxim. Le spuneați asta primilor secretari când aveați discuții cu ei? Da, sigur, dar cum să nu. Și noi, salariații trustului, nu aveam motivație pentru a face un lucru rău în construcții, pentru că problema principală este rezistența. Și asta am avut cu ce să o facem. Care erau relațiile noastre cu, cu oamenii? Foarte mulți considerau că sunt prea sever, da? Eu eram, în primul rând, eram sever cu mine. Trebuia să fiu sever cu mine și să fiu sever și cu ei. Și eram corect cu ei. Mulți au învățat meserie de unde s-au dus, au făcut față cu, cu mare cinste. Și care le plăcea meseria, care vreau să facă și eforturi, că nu îl poți să faci așa, să, cum să trăiești așa. V-ați legat sufletește de unii dintre ei, de foarte zidari, mulți. de dulgheri, foarte, de foarte fierari mult. betoniști? Foarte mulți, foarte mulți. Păi, la tașca să merge să vedeți o, astăzi, o dată, scrie pe construcție, construcția care e cea mai înaltă de acolo, 75 de metri, scrie, printre constructorii fabrici, meșteri, glisări, foldor, a Alexandru, care a stat cu mine pe șantier zi și noapte. Și la Mangalia Nord, unde am făcut păianjă, nu am avut o problemă. A venit o ploaie și a… O, 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 o zi și o noapte a plouat și începea cofrajul să scârție ca să nu ajungă în situația aia care… Pentru că ăla, dacă puțin îl dereglai, Pățeam cum s-a pățit la... Și era meșterul Fodor acolo? Fodor și am stat cu el, deci 48 de ore nemișcat de acolo. Iată, Iașul este împânzit de vile, de case cu da. un etaj, cu două e, etaje. Foarte, foarte multe construcții s-au făcut, să zic așa, acum am ritmul mai încet, dar cum mă, mă preocupă faptul că vilișoarele astea care sunt făcute în jurul Iașului nu au capacitatea de a purta la cutremur cum ar trebui. Dacă vine un cutremur de gradul 7, să mișcă ceva. Nu, nu e... nu e Din a. ce motiv? Pentru că calitatea a scăzut. Calitatea e scăzută. Deci, aia, prima chestiune din alea patru, aia trebuie făcută preponderent. Domnule inginer Marin Gheorghe Nicolae spuneți-mi, cum vă perfecționați... Dumneavoastră, în timpul realizării acestor edificii? Eu citesc, de când am ieșit în jert stagiar, citesc pentru că nu se poate să nu fii la curent. Trebuie să citești, să fii uh, în legătură cu ceea ce faci, să vezi dacă sunt tehnologii noi, dacă încerci alte metode. Adică, trebuie să, 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 fii la curent chiar și cartea care ai făcut-o cu ani în urmă și aia trebuie adusă la zi. Studiați permanent? Eu studiez, eu citesc, de când am terminat facultatea, eu citesc, nu citesc multe discipline, dar părțile astea fundamentale, beton, rezistență, le citesc. Aveți și o bibliotecă pe măsură, probabil. Da, am și o bibliotecă și mi-am completat biblioteca. Acum am ajuns să am circa 150 de volume de rezistența materialelor. Peste 50 de volume de beton armat. Și care sunt la zi, sunt moderne. Sunt. Ați fi dorit să faceți o construcție anume și n-ați avut această ocazie? Da, da. Așa este. M-ar fi pasionat să fac un pot. Un pot de mare deschidere. Dar, bine, specialitatea mea nu este de poduri, dar m-ar fi pasionat pentru că este o lucrare, cum să spun? E, nu înțelege multă lume. E o lucrare specială? Da. E o lucrare de artă și de, de simțire. Și de. Ang, mă gândesc la Angel Salini. Am ținut o conferință anul trecut despre Angel Salini. Nici nu bănuiește lumea. Ce, ce, ce frumusețe. Închipuiți-vă. Că fundațiile la podul de la Cernavodă, făcut în 1895, are adâncimea pila de 30 de metri de la fundul apei. Ceea ce a făcut omul ăsta gloria întregului popor român, așa a spus și Carol I la recepție, în 1895, când a stat sub pot, când au trecut 16 locomotive pe pot. O glorie a poporului român.